Agenția pentru plăți și intervenție în agricultură a făcut până la 1 martie plăți ce trebuiau efectuate până la 30 iunie. De aceste plăți aferente cererilor unice pe 2021, dar și pentru motorină, au beneficiat deja peste 95% dintre fermieri, ceilalți urmând a primi sumele după ce își vor pune actele în regulă. Se derulează și finalizarea plăților aferente anului 2021. Conform regulamentului european, data de 16 octombrie 2021, debutează plata pentru anul de cerere și se finalizează în următorul an la data de 30 iunie, respectiv 30 iunie 2022. Lucru pe care eu prin API am reușit și am dorit ca până la data de 1 martie, când debutează campania de primire a cererilor și acest lucru se face cu aceiași oameni, atunci am zis că să reușim să facem toate plățile. Plăți, într-adevăr, am reușit să facem până în data de 1 martie, undeva în jur la 95-96% din numărul de fermieri și motorina este și autorizată și plătită. Într-adevăr, mai sunt câțiva fermieri care nu au această plată făcută. De ce? Pentru că au erori de cont sau alte strict probleme administrative. În rest, toți fermierii sunt plătiți. Prezent la DEVA, în weekendul recent încheiat, Adrian Pintea, directorul general al APIA, a anunțat că începând de astăzi, 14 martie, în contul fermierilor vor intra și banii aferenți din ajutoarele naționale tranzitorii. În această perioadă se derulează și plata ajutoarelor naționale tranzitorii, pentru că întotdeauna ajutorul național tranzitoriu se acordă din bugetul anului următor, respectiv bugetul anului 2022. S-a promulgat o hotărâre de guvern, astfel încât avem la dispoziție 223 de milioane de euro și până în momentul de față au fost autorizați la plată undeva în jur la 140 de milioane de euro în 4 zile. Iar de la autorizarea la plată, efectiv la banii să-i aibă fermierii în cont, se este circuitul bancar undeva în jur la o săptămână, iar începând de luni, fermierii vor vedea efectiv acești bani în conturile lor. În paralel cu aceste plăți, la agențiile și filialele APIA din județ continuă să se primească cererile unice de plată pentru anul în curs, care pot fi depuse până la data de 16 mai.